După emoțiile examenelor de evaluare națională, au urmat, firesc, emoțiile rezultatelor. Trei sferturi dintre elevi au luat peste 5. Cele mai multe note de trecere au fost în Cluj. Una peste alta a fost mai bine ca anul trecut, pentru că avem de două ori mai mulți elevi care au terminat cu media generală 10. 160.000 de elevi de clasa a 8-a au așteptat rezultatele la evaluarea națională cu sufletul la gură. În premieră, notele s-au afișat fără numele candidaților. Note mari? Da. Așa arată lista rezultatelor de la evaluarea națională din acest an. Numele și școala au fost înlocuite cu un cod. Citirea lor le-a dat mare emoții părinților. E mai greu de căutat după cod? Era mai ușor cu numele? Da. Cum a fost? Mai ales că au fost condiții noi anul ăsta. N-au făcut școala atâtea luni înainte. Cam greu cu... cursurile online? Da, da, cu online. Mai greu a fost. Pentru că noi locuim nu chiar în oraș, locuim puțin în afara orașului și a fost cam greu. Cu internetul. Da, da. Am căutat eu de dimineață, dar încă nu erau afișate. De dimineață ați tot căutat, nu? Da, da, da. Și nu erau, nu au apărut. Cel puțin pe edu.ro nu erau. Era din răbdători? Da. Era mai ușor cu numele, adică găseai mai repede. Vă deranja dacă vedeai toată lumea cu care se notă? Notele sub anonimat le surâd însă elevilor. Mă bucur să ne scuze. Adică văd încheia 3 și... Pentru aia cu note mai mici, nu cred că e așa convenabil să vadă toți colegii. Pe de parte, mi se pare că e bine, pentru că nu avem presiunea aia, că trebuie să fim la fel de buni ca ceilalți, dar pe de parte, nu știu, mi se părea mai ok să vedem notele, putem să mai discutăm între noi. Peste 76% dintre elevi au promovat examenul. Mai exact 122.000 de candidați au avut medii peste 5. Județul cu cele mai multe note de trecere este Cluj, cu o rată de promovabilitate de 88,7%. Topul este completat de București și Brăila. Cele mai puține note de trecere au fost în județele Giurgiu, Telorman și Botoșani. Anul acesta, mediile de 10 s-au dublat. 839 de elevi nu au avut nicio greșeală la examen. 10 la română și 10 la mate. A fost greu? Nu, a fost puțin dificil, dar a fost mai ușor decât m-am așteptat, sincer. Nu toți au fost mulțumiți de rezultate, așa că au contestat notele. La mate s-a așteptat, la română nu s-a așteptat. Vrem să vorbim cu domnul. Păi, vorbiți, se fac contestații și asta și știu, mâine. Știu, tocmai de asta a venit să vedem ce... Contestațiile se depun până mâine la ora 12, iar rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă pe 27 iunie. La examenul de evaluare națională s-au înscris peste 172.000 de absolvenți de clasa a 8-a.